telefonul pregătit. O aterizare de urgență a avut loc pe aeroportul civil de la Tuzla. Au intervenit imediat ambulanțele. Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN, ne spune ce s-a întâmplat. Bună seara, Cătălina! Sunt victime? Bun găsit tuturor, sunt victime, însă din fericire în momentul de față sunt în afara oricărui pericol. Vorbim despre doi pacienți, pilotul aeronavei ușoare, model Cezena 206 și un parașutist. În avionul ușor se aflau în momentul aterizării forțate 7 persoane, vă spuneam, un pilot și 6 parașutiști. Cele două persoane pentru care s-a solicitat de altfel intervenția autorităților, a ambulanțelor și a celor de la SMURD, au suferit traumatisme lombare necomplicat, din fericire, din punct de vedere neurologic. Au fost transportate deja la Spitalul Județean din Constanța în stare stabilă. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 53 de ani și un alt bărbat în vârstă de 42 de ani. La fața locului s-au asigurat măsurile specifice și cel mai probabil acum o comisie aeronautică va face o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, cum a fost posibil un astfel de eveniment. Vorbim despre o aeronavă care aparține unei firme private care opera și avea permisiunea să opereze pe aeroportul civil de la Tuzla.